Marea Britanie va continua să fie în lockdown cel puțin până pe 8 martie. Asta înseamnă că trebuie să stați acasă, să mențineți distanța și să purtați acoperire de față în caz că aveți nevoie să ieșiți din casă și să vă spălați des pe mâini. Acces în Marea Britanie din străinătate. La sosirea în Marea Britanie, călătorii trebuie să se izoleze timp de 10 zile. Este ilegal ca cetățenii să călătorească în străinătate în scopuri de agrement. A fost interzisă intrarea în Marea Britanie din mai mult de 20 de țări. Cei care totuși vor putea intra în Anglia din aceste țări vor trebui să rămână 10 zile în cazare oferită de guvern, cum ar fi în hoteluri. Vor fi întâmpinați la aeroport și transportați la hotel. Vaccinarea În Marea Britanie deja au fost vaccinați 6,8 milioane de oameni. Tot ceilalți din primele patru grupuri prioritare, oamenii de la 70 de ani în sus și lucrătorii medicali, vor primi vaccinul până la jumătatea lunii februarie. Rămâneți cu noi pentru actualizări.